folosită încă din antichitate, fiind cea mai veche metodă de protecție a corpului uman, având de-a lungul anilor diferite forme, materiale și distincții, casca de protecție este astăzi cea care salvează în continuare, cu succes, viața a mii de oameni, făcând diferența în multe situații. Utilizată în medii de lucru cu risc de rănire a capului, în industrii precum transportul maritim, extracții de petrol și gaze, instituții de ordine și siguranță publică, poliție, pompieri, casca asigură protecția împotriva șocurilor mecanice, electrice, a razelor ultraviolete și, nu în ultimul rând, al focului și a substanțelor chimice. Într-un terminal maritim de containere, în zona de operare a navei, sunt riscuri foarte mari de accidente, datorită interacțiunii dintre utilajele de dimensiuni mari, iar în cazul unui accident în această situație, purtarea căștii este vitală. Există zone de operare unde se lucrează la înălțime, iar casca devine esențială și în această situație. Fie că este din plastic sau policarbonat, cu diverse dotări și accesorii, ca de exemplu protecția ochilor, urechilor, a cefei, curele de prindere și fixarea bărbiei, casca ajută la păstrarea siguranței necesară pentru un loc de muncă ideal. Utilizarea corectă a acesteia este ajustarea ei, astfel încât, chiar și fără a folosi o curea pentru bărbie, aceasta să poată sta pe cap fără a cădea. Purtarea corespunzătoare a căștii de protecție poate face diferența dintre un accident fatal sau unul fără vătămare corporală.